Dumnezeu și avea un cuvânt mai tare. După care noroadele au zis, cine poate să sufere aceste cuvinte? Și au plecat. Dar unii care au văzut și au cunoscut că Iisus avea cuvintele vieții, au rămas. Și s-a uitat Iisus la ei și a spus, dar voi nu plecați. Și a spus atunci unii dintre ucenici, Doamne, unde să plecăm? Că și la tine am găsit cuvintele vieții. Slăviți să fie numele Domnului. În vecii vecilor. Știți, așa de mare bucurie îi atunci când Dumnezeu vorbește. Când ne hrănim. Găsesc în Faptele Apostolilor un lucru atât de minunat. Și eu m-am bucurat, spune în Fapte 9:19, ce după ce a mâncat, a prins iarăși puteri. Dar după ce s-a hrănit, și noi dorim ca în dimineața aceasta, Dumnezeu să privească în dreptul fiecărei inimi, să ne hrănim și să prindem puteri. Aleluia. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Căci avem nevoie de cuvântul vieții. Știți, oare de ce a strigat Iisus, mi-e sete, Tată? S-a dus înainte în Ghețiman și s-a rugat și Dumnezeu nimic. O venit la ucenici, după care iarăși s-a dus și iarăși s-a rugat și nimic. Și-a făcut așa de 3 ori. S-a dus pe Golgota, răstignit pe cruce, Iisus Hristos a strigat către Tatăl, Tată, mi-e sete! Dar nu era sete după apă, era sete după un cuvânt din partea ta. Aleluia! Slăvit și binecuvântat! Osana, Osana, aleluia! Dacă Iisus Hristos a strigat că e sete după un cuvânt, cu cât mai mult noi, și eu, în dreptul meu, am nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. De atâtea ori, poate, în deznădejdi, în încercări, în cazuri, strigăm la Dumnezeu și zicem, Doamne, de ce nu vorbești? Dar am să vă spun un cuvânt minunat din Maleahi, dacă nu greșesc, și m-am bucurat așa de mult din Țefania. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui. Și nu va mai pune, nu va mai putea de veselie pentru tine. Oare de ce? Ce va tăcea în dragostea lui. În dragostea lui va tăcea. Și poate noi ne întrebăm de multe ori, eu în dreptul meu, știu. De atâtea ori m-am întrebat și am zis, Doamne, de ce nu vorbești? Dar n-am știut că el, de fapt, fiindcă mă iubește, nu vorbește. Și n-am știut un lucru. Spune că vom suferi durerile nașterii în Hristos până când? Până când va lua Hristos chip. Aleluia! Slăvit să fie numele în Domnului. Vecii, vecii. Până când va lua Hristos chip în mine? În ființa aceasta, până când strălucirea feței Lui va străluci în mine, lumina Lui, eu va trebui să sufăr durerile nașteri. Ajută-mă, Doamne, știți și cum? Pe mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Glorie! Și eu cred că cu toții iubim pe Dumnezeu, că de aceea suntem aici. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Aleluia! Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie cum? Asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ăsta e planul după care am fost chemați. Multă vreme n-am cunoscut și n-am știut de ce. Dar am aflat că încă din Geneza Dumnezeu a creat pe om pentru un lucru. Să-L facă asemenea chipului. Amin. Asemenea Lui. Amin. După caracterul Lui. Nu trebuie slujitori, că avea slujitori o grămadă de îngeri și serafim și avea mulți care slujeau Domnului.
Nu, a vrut să facă o creatură mai minunată. A vrut să-l facă pe om și să fie după chipul și după caracterul lui Dumnezeu. Și de aceea a venit și l-a lăsat și pe încercat. Că nu puteam fi părtași sfințeniei lui Dumnezeu dacă nu eram încercați. Și din Eden, Domnul a încercat pe om. Și ne încearcă și pe noi. Ne încearcă în fiecare zi. Și ne încearcă în fiecare zi că atunci când va veni acea grea patimă, acea grea încercare, acel greu necaz și strâmtorare, să nu șovăim, să nu cârtim, ci să fim plini de pace în mijlocul necazului. Domnul să ne ajute. Să înțelegem că lucrul ăla de fapt e spre binele meu, ca într-o bună zi să iau chip. Să fiu, spune cuvântul Domnului, că noi nu știm încă ce va fi și cum va fi. Dar când va veni El, vom fi asemenea Lui, vom fi ca El, ca Domnul Iisus Hristos. Până atunci, Domnul să-și facă desăvârșită lucrarea în fiecare. Nu am multe cuvinte, dar îndemnul ăsta l-am mereu pe inimă și mă bucur atât de mult când știu că și-am descoperit acest adevăr. Că de fapt eu prima dată trebuie să mă fac asemenea lui Hristos, să mă sfințesc. Glorie Domnului! Și apoi Dumnezeu ajută-mă își va face lucrarea în ființa mea. Aleluia! Când vasul va fi curat. Nu deja v-au zis Iisus Hristos, curățați vasul pe dinăuntru și apoi pe din afară. Amen. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să lucreze în inimile noastre. Ca să putem să fim acea mireasmă vie care duce la viață, de la viață la viață. Atunci când vom sta de vorbă cu un om, dragostea lui Hristos să se vadă în ochii noștri așa cum s-a văzut. Dragostea lui Hristos atunci când Petru s-a uitat la el. S-a uitat la el după ce a căzut. Și-au văzut dragostea lui și-au plâns și-au părut rău. Dar au văzut dragoste în ochii lui. Nu au trebuit cuvinte. Au văzut dragostea aia ce-o strălucit din el. Blândețea lui Iisus. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. De câte ori poate stăm pe genunchi, ne rugăm Domnului. Spune că trebuie să ne uităm țintă la Iisus. Și când te uiți țintă la El, îl vezi ce-a făcut El. Vezi că El a strigat cu strigăte mari și cu lacrimi spre Cel ce putea să-L izbăvească. Dar noi avem de luptat. Și lupta asta e pe trei planuri. Primul plan, împotriva vrășmașului. Și pe asta trebuie să ne împotrivim și prin puterea Duhului Sfânt putem face asta. De ce? Că Cel ce e în noi e mai tare decât Cel ce e în lume, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă trimit o putere. Care e puterea asta? E Duhul Sfânt. Și Domnul să ne umple pe Duhul. Avem nevoie de o revărsare și o umplere a Duhului Sfânt în fiecare zi. Amin. În fiecare zi. Ca să Amin. Putem să ne luptăm cu sinele, să ne pădăm, să-L crucificăm, să ne luăm crucea în fiecare zi. Și să mergem să-L urmăm pe Iisus. Ajută-ne, Doamne! Să ne ajute la aceasta. Ce mai avem de luptat? Și asta învingem prin dragoste față de Dumnezeu. Împotriva sistemul acestei lumi. Acestui vrăjmaș. E sistemul acesta creat. Dar prin dragoste față de Dumnezeu, eu nu mă las. Mă lupt. Eu nu fac cu tare lucru că-L iubesc pe Iisus. Nu vorbesc urât că-L iubesc pe Iisus. Nu-L jignesc pe fratele că-L iubesc pe Iisus. Vreau să fiu blând cum a fost Iisus. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și mai avem de luptat împotriva ceva. Ceva ce mai tare și ca vrăjmașul. Că spune că pe vrăjmaș să te împotrivești lui și el fuge numele lui Iisus Hristos. El fuge că nu poate. Când zice numele lui Iisus Hristos, pleacă, el pleacă, că nu poate. Dar este ceva tare în noi. Și am descoperit în mine euul. Împotriva euului. No, de asta spune Scriptura, fugi de pofte.
Să fugi de eu ăsta. Nu, ăsta nu mai fuge de la noi. De ăsta trebuie să fugim noi. Și Domnul să ne ajute. Atunci când trebuie să-L răstignești, când vine îngânfarea, crezând că tu știi și că ești ceva, tu să-L răstignești, să zici, nu, eu vreau să fiu smerit, Tată. Vreau să stau smerit la picioarele Tale. Și lucrarea Duhului Sfânt care ne ajută la aceasta. Că eu singur n-am cum să descoper. Că eu ăsta atât de tare și ușor mă înșală. Să cred că-s bine. Dar vine Duhul Sfânt și zice, prin prorocii, prin vedenii, copilul meu, ai problemă. Ești mândru. Ești fățarnic, poate. Ești, Doamne, ești lacom, zice, de multe ori. Și eu știi ce fac? Nu mă răzvrătesc. Nu. Că răzvrătirea, zice cuvântul, că e un păcat ce duce la moarte. La moarte, zice cuvântul că e. Și zice, nu spun să... Zice, eu spun să nu vă rugați. Ce să nu vă rugați, zicea Pavel, pentru un păcat ce duce la moarte. Nu. Domnul să mă ajute și să ne ajute pe fiecare. Să luptăm și să privim la El țintă. Să nu ne răzvrătim. Să mă bucur când Dumnezeu vorbește prin vas și spune, ai o problemă. Să zic, slăvit să fie Domnul. Că eu l-am văzut, dar El a văzut că fața Lui totul e gol și descoperit. Și mă pocăiesc, cum a zis Iov. El știe că s-a crezut în neprihănirea Lui. O crezut, da, eu sunt pocăit. Eu sunt cel mai pocăit de aici. Eu sunt cel mai neprihănit. S-o mai și îngânfat pe deasupra. Și de-o zis atâtea lucruri preaținii Lui. Zice că la un moment dat spune cuvântul că el i-a tăcut, că a văzut că Iov se încrede în el. Și-o vii Domnul și-o zis multe ce-o făcut. Și el tot s-o ținut tare neprihănirea Lui. Și știți că s-o pocăit. Când i-a zis, omule, ești ca un animal. L-a comparat cu un crocodil și cu un hipopotam. Că atât ai de tare eu lui. Și atunci a zis, mă pocăiesc în sac și în genunchi. Până m-am auzit, dar acum văd. Și Domnul să ne deschidă ochii inimii și ochii minții, să vedem. Să ne vedem starea, să ne cercetăm înăuntru nostru. Ce fiecare să ia seama la El. Să se cerceteze pe El, nu pe altul. Să scot bârna din ochiul meu. Că eu îmi arată bârna din ochiul altuia. O, Doamne. Și zice, ăla-i căzut, ăla-i slab. Și nu-ți mai aduce aminte că Scriptura scrie să te faci slab cu cel ce-a fost slab. Pe unii să-i ridici, să scapi. Dar cum îi ridici? Cum îi prinzi să-l ridici? Deci te cobori mai jos ca el. Să-l ridici cu tine odată. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Să ne binecuvinteze. Să lase puterea Duhului Sfânt peste noi ca să putem să ducem o viață de sfințenie. Așa cum El cere că ce sfinți, sfinți. Că eu sfânt. Și Domnul să ne ajute. Deci cine spune că Iisus trăiește în el, să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus și Domnul să ne ajute. Iisus a trăit după voia Tatălui, ce am venit, nu să fac voia mea, ci voia Tatălui. Și spune Scriptura că voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și eu când trăiesc în sfințenie, atunci mă leapă de mine, îmi răstignesc eul, partea aia dinăuntru ce se luptă, vulcanul ăla, care gata să erupă mereu, mereu. Și îi pun capac. Nu îi rupe. Dar de câte ori, Domnul, să aibă milă de noi. De câte ori. Poate suntem nevegheatori. Și nu veghem. Suntem adormiți. Suntem plini de slăbiciuni. Și iese, îi rupe vulcanul. Mânia îi rupe. Și poate nu-l pot ierta pe fratele pentru un simplu și banal cuvânt. Nu-l pot ierta. Că eul din mine mă face să nu-l iert. Să mă cred mai sfânt. Și Domnul să ne ajute să ne iertăm. Dacă aveți ceva unii împotriva altora, iertați-vă unul pe altul, cum și Hristos va ierta pe voi. Și Domnul să ne ajute. Căci avem nevoie de aceasta. Avem nevoie să trăim în legătură frățească, în pace unii cu alții, să fim una, un singur trup, să nu ne dezbinăm între noi,
Că știți unde e unitate, unde e legătura aia strânsă, cum s-a rugat Iisus să fie și ei una, cum noi suntem una, au zis Iisus. Unde e legătura aia? E Hristos prezent. Acolo își face El prezent. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. În vecii vecii. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că toate lucrurile acestea sunt spre binele nostru. Într-o perioadă aveam un eu atât de tare. Știi, când am un fix, eu sunt un om fixat, am multe fixuri, eul din mine are fixurile. Că nu mă pot smeri. Și am văzut lucrul ăsta. Și Dumnezeu a trebuit să-l zdrobească. Că ne va zdrobi dacă nu ne zdrobim noi. Știți cum e? E ca și cum ar fi trei cercuri. E Duhul Sfânt, e un cerc, după aia eu și încă e un cerc. Trupul. Dacă noi ne zdrobim, vine Duhul Sfânt dinăuntru și controlează. Dar dacă nu ne zdrobim noi, vine Dumnezeu și prin trup pătrunde înăuntru. Ca să dea voie la Duhul Sfânt să intre. Și ne zdrobește. Și să nu cârtim, să avem pace, pe pace. Că e nevoie să fim aur curați în casa lui Dumnezeu. Că nimic întinat și spurcat nu va fi acolo. Nimic. Îmi aduc aminte, eram la început de drum și într-o dimineață așa m-am trezit și m-am pus înapoi să mai stau puțin până plec la muncă și am avut așa într-o răpire sufletească, m-am trezit undeva, nu puteam să zic că mă uit în sus sau în jos, totul era alb și o prezență puternică acolo și îmi spunea un lucru, mi-a descoperit o taină. Mi-a descoperit că îmi va lua pe cineva drag. Mi-a spus data și ziua. Nu mi-a spus anul. Și mi-am revenit. Și am spus la un frate. Și am stat și am cercetat. Și a trecut un an. Și nimic. Era anul respectiv. După aia a mai trecut un an. Nimic. Dar al doilea an. Și n-am înțeles că de fapt e spre binele meu. Ca să mă frâng pe mine. Să-mi frâng eu-ul meu, Dumnezeu a îngăduit un lucru. Uneori îngăduie alunecare. Atunci când ești căzut, atunci strigi la El. Doamne iartă! Atunci ce vezi că e slab, atunci nu te mai crezi în neprihănirea ta, nu te mai crezi că tu ești sfânt, așa cum s-o crezut eu. Și l-a lăsat. L-a lăsat să cârtească, să se creadă. Și Domnul să aibă milă. Și data de 7 aprilie, cum spunea Domnul, a plecat mama la el. Dar înainte cu o săptămână am văzut o naștere din nou. Și n-am văzut că a fost orb atunci. Dar pe urmă Dumnezeu mi-a descoperit și a zis, vezi, de fapt s-a întâmplat lucrul ăsta ca să fiți împreună cu mine. Și atât de mult m-am bucurat și am fost plin de pace. Și n-am mai fost întristat că am pierdut pe cineva drag. De ce? Că de fapt nu l-am pierdut. Că e numai o despărțire de moment. Dar pentru asta trebuie alergarea mea să fie sfântă, să fie continuă cu țintă. Nu știu de ce o trebuie să spun exemplul ăsta, dar vreau să vă spun, dacă se întâmplă să pierzi pe cineva, să spun, să știți că e spre binele nostru. Toate lucrurile spune cuvântul și ăsta nu se schimbă. Nu se zădărnicește singur. Dacă spune toate lucrurile, lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, înseamnă că e spre binele meu. E cu un scop. Eu nu-l înțeleg acum, dar o să-l înțeleg. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Să ne sfințească, să ne întărească pașii pe cale și să ne dea hrană, să ne putem hrăni mereu și mereu. Să prindem putere, să ne adăpăm de la izvorul ce curge de sub pragul casei a Tatălui. Și Domnul să ne binecuvinteze, să ne sfințească, să lase pacea Lui în mijlocul necazului peste noi. Și Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amin.